Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre sistemul circulator la om. Sistemul circulator, așa cum am văzut, asigură circulația sângelui în tot organismul. Este format din inimă, care funcționează ca o pompă, și din vase de sânge, în care inima împinge sângele și acesta va fi transportat în tot organismul. Am să vă sugerez să urmărim împreună un mic filmuleț care vă va ajuta să înțelegeți mai bine lecția noastră de astăzi. Haideți să-l vedem! Friends, welcome to a new Happy Learning video. Today, we're going to get to know the engine in our body. Astăzi vom afla we're going to get to know motorul din corpul nostru, respectiv inima. The heart is the most special muscle we have. Inima este cel mai special mușchi pe care îl avem. Este situată în partea stângă a pieptului nostru între plămâni și este într-o poziție oblică, în diagonală. Spunem că este foarte special pentru că ea trimite sânge în tot corpul nostru. Sângele transportă oxigen și nutrienți în toate celulele din corpul nostru. A heart is a type of pump. Inima este ca o pompă. Like the ones we use to inflate ca cele pe care le folosim să umflăm roțile la bicicletă. Dar în loc să pompăm aer, inima pompează sânge. The heart is divided into inima este împărțită în două părți. The right part, partea dreaptă and the left part, și partea stângă, separate printr-un perete. So they are not connected internally. Ele nu each sunt one of these parts legătură. Has two chambers or cavities. The upper cavities fiecare parte are două right compartimente, compartimentul superior sau camera superioară se numește atriu right și în partea de jos sunt ventriculele, the drept și stâng. Also has four inima are kind of doors, de asemenea mai multe ușițe valves. Care se numesc valve. These valves aceste open valve to let se deschid in. Pentru a trimite sângele în vase de sânge și se închid imediat pentru ca sângele să nu se întoarcă în inimă. Now we've got to know the most important parts of the heart. But cele mai importante părți ale inimii. Dar știți cum funcționează? It all commences in the right atrium. Atriul drept, where the deoxygenated blood, unde sângele cu dioxid de carbon, oxygen and nutrients, enters the heart. Intră în inimă prin venele cave, apoi coboară în ventriculul drept. Once it is here, the heart sends the blood directly to the lungs. Apoi inima se contractă și trimite prin arterele pulmonare sângele la plămâni unde predă dioxidul de carbon și preia oxigenul. When it is already oxygenated, it goes sângele back to apoi the heart, se reaching the left atrium. Atriul stâng. From where it will pass through the third valve until the last cavity, the left ventricle. Finally, the heart sends this now oxygenated blood through the fourth and last valve towards the rest of the body, and it starts again. Vasele de sânge ale corpului și apoi începe din nou. Acest ciclu. To understand how pentru our heart beats, we only need to imagine that our hand is a heart, and that when it opens up, it fills up când with blood. Deschisă mâna, and ea when it's closed, de sânge și când it se pumps închide, that este blood outwards. În afară. When blood exits our heart, it flows through our whole body, through blood vessels, and there sânge. Are three types. Și sunt trei tipuri de vase arteries, de sânge. Artere, veins, vene, and capillary vessels. Arteries
deliver oxygen and nutrients rich blood to all our organs in our body. Veins take that blood low in oxygen back to the heart. Sângele cu dioxid de carbon și l-aduc înapoi la inimă. And the capillary vessels, which are very small, connected arteries with veins and cells. Și sunt foarte subțiri. Ajung la nivel celular. Fun fact! Do you know approximately how much a human heart weighs? Cântărește aproximativ inima unui adult. It's 450 grams. 450 almost half grame. A kilo. Aproape jumătate de kilogram. The truth is that the heart is the engine in our circulatory system. Așadar, and is an incredibly strong muscle. Este motorul din sistemul nostru it's able to beat more than 100,000 times a day. Se contracte, se bate so de cool. peste 100,000 de ori pe zi. We can't say goodbye without giving you a tip. Nu we uitați, need to take care of our heart, and that's why we need to do physical voastre. Exercise. We need să faceți exerciții fizice, să mâncați mâncare sănătoasă și vă rog niciodată să nu fumați. Este cel mai rău lucru pe care îl puteți face inimii voastre. Goodbye, friends. See you in the next happy learning video. Și vaselor de sânge, bineînțeles. Așadar, inima este situată în cavitatea toracică între cei doi plămâni. Are formă de pară cu vârful în jos spre diafragm. Diafragmul este mușchiul care separă cutia toracică de cavitatea abdominală. Inima are 4 camere sau compartimente. Cele superioare se numesc atrii, respectiv atriul stâng, atriul drept. Cele inferioare se numesc ventricule, ventriculul stâng, ventriculul drept. Mușchiul inimii se numește miocard și este mai gros, așa cum observați, în ventriculul stâng, pentru că de aici pleacă cel mai mare vas de sânge din corpul nostru, cel mai mare în diametru, artera aortă. De aceea, ventriculul trebuie să fie puternic să poată să pompeze sângele în artera aortă. Partea dreaptă este complet separată de partea stângă printr-un sept, sept interventricular la nivelul ventriculelor și sept interatrial la nivelul atriilor. Așa cum observați, în multe desene o să apară așa, partea dreaptă este colorată în albastru pentru că partea dreaptă conține sânge cu dioxid de carbon, partea stângă este roșie pentru că, virgulă, conține sânge cu oxigen. Nu se amestecă niciodată, fiind separate prin acest sept, decât în cazuri patologice. Bun, e, și atriile și ventriculele sunt separate prin acele ușițe, cum ați văzut în filmuleț, prin valve. Valva dreaptă conține trei cordaje semitendinoase, trei fascicule. De aceea se numește valva tricuspidă, iar în partea stângă are mai două și se numește valva bicuspidă. Aceste valve, de asemenea, asigură un singur sens de circulație a sângelui în interiorul inimii, din atrii în ventricule. Iar la nivelul arterelor, artera aortă și arterele pulmonare sunt un alt tip de valve, valve semilunare, care acestea în momentul în care inima împinge sângele, ele se deschid, apoi se închid pentru ca sângele să nu se întoarcă înapoi în inimă. Acesta este rolul valvelor. Inima este motorul, pompa. Ea împinge sângele care apoi este transportat în vase de sânge. Cele care pleacă de la inimă se numesc artere. Sunt vase care au pereți cu fibre musculare,
fibre elastice, pentru că ele trebuie să se dilate în momentul în care sângele este pompat. Apoi, diametrul arterelor scade treptat, de la mare din ce în ce mai mic, arterele apoi se numesc arteriole, dacă au diametru mai mic, și se subțiază din ce în ce mai mult până ajung la nivel de celule. Acolo ele se numesc capilare. Cele mai subțiri vase de sânge se numesc capilare. Au pereții foarte subțiri și aici se realizează schimburile de gaze respiratorii, respectiv cedează oxigenul, preia dioxidul de carbon și nutrimentele. Nutrimentele sunt predate în celulă, da? Și celulele le folosesc și rezultă produși reziduali, produși din metabolismul celulei, pe care sângele apoi îl preia și îl transportă prin vene care încep să își mărească diametrul, deci acum o luăm invers, de la mai mic la mai mare. Venele cu diametru mic se numesc venule, toate converg în vene cu diametru mare, vene. Venele care se întorc la inimă sunt vena cavă inferioară, care aduce sângele din partea inferioară a inimii, membre inferioare, corp, da? Și vena cavă superioară aduce sângele din partea superioară a inimii, de la cap, gât și membre superioare. Venele prezintă, pentru vă dați seama, sângele circulă la nivelul membrelor inferioare, circulă în sens invers forței gravitaționale, astfel că sângele va fi tentat să alunece în jos. De aceea, pe traiectul venelor există valvule care se închid și previn astfel întoarcerea sângelui înapoi în vene. Circulația sângelui. Așa cum am văzut și în filmuleț, circulația este dublă, sunt două circuite, și completă. Ele nu comunică deloc unul cu altul, da? Veți vedea în lumea animală, la animalele mai puțin dezvoltate, pești, amfibieni, circulația diferă. La om este dublă și completă. Dublă, adică două circuite și sunt complet separate. Avem marea circulație sau circulația sistemică, care pleacă sângele de la inimă și se duce la nivel de celulă, se duce în tot corpul până la fiecare celulă, apoi se întoarce înapoi în inimă, în partea dreaptă, iată, cu dioxidul de carbon. Și mica circulație sau circulația pulmonară, sângele acesta cu dioxidul de carbon, se duce apoi în plămâni ca să elibereze dioxidul și să preia oxigenul la nivel de alveole pulmonare. Vă amintiți din capitolul de respirație. Și apoi sângele se întoarce din nou și ciclul se reia. Așadar, marea circulație începe în ventriculul stâng. Și de aici, sângele cu oxigen și nutrimente este împins în artera aortă, artera care pleacă din inimă, da? La nivelul ventriculului stâng, este artera aortă. Apoi artera aortă pleacă în tot corpul, diferite artere, arteriole, da? Artere cu diametru mai mic, capilare și ajunge la nivel de celulă. Da? Acesta este capilarul, aceasta este o celulă din corp. Este predat oxigenul în celulă împreună cu nutrimentele. Iar din celulă, celula folosește nutrimentele și oxigenul, rezultă dioxid de carbon și produși reziduali pe care îi preia apoi din nou sângele, iată, cu dioxid de carbon. Deci, ca și la schimburile gazoase la nivel pulmonar, unde era invers. Acum cedăm oxigenul în celulă, da? Și din celulă rezultă CO2 care va fi cedat înapoi în sânge. Și sângele de aici, de la nivel de celulă, va pleca prin venule, capilarele converg în venule,
în vene și vena cavă inferioară sau superioară. Ajunge în atriul drept. Deci, pe scurt avem aici schema. Marea circulație sau circulația sistemică începe în ventriculul stâng, artere, arteriole, capilare, celule, cedează oxigenul preia dioxidul de carbon, se întoarce în venule, vene și în vena cavă, în atriul drept. Din atriul drept, sângele coboară în ventricul, este un singur sens. Și aici începe mica circulație sau circulația pulmonară. Sângele din ventriculul drept este împins în arterele pulmonare care pleacă la plămâni. Arterele pulmonare, atenție, sunt singurele artere din corpul nostru care conțin sânge cu dioxid de carbon. Da? Vedeți că este cu albastru, arterele pulmonare. În rest, toate arterele conțin oxigen. Arterele pulmonare, dioxid de carbon. Și ajung la plămâni. Arterele se împart în arteriole din ce în ce mai subțiri, până la nivel de capilar, care știți că înconjoară alveolele pulmonare. Da? Iar la nivelul alveolei, în interiorul alveolei avem aer cu oxigen, da? Pentru că noi avem nevoie să respirăm pentru a prelua oxigenul. Iar în sânge este dioxid de carbon. Da? E, aici este capilarul, aici este alveola. Din capilar este cedat CO2-ul, dioxidul de carbon, în alveolă și din alveolă trece oxigenul în capilar. Și așa, iată, sângele s-a oxigenat și va pleca de la plămâni prin, atenție, vene pulmonare. Se întoarce apoi în atriul stâng. Deci, rețineți, la mica circulație, la circulația pulmonară, exact invers. Arterele pulmonare conțin dioxid de carbon, ele se duc la plămâni, cedează dioxidul, preiau oxigenul și se întorc prin vene. Deci venele pulmonare și arterele pulmonare sunt singurele vase de sânge care conțin, pe invers, arterele conțin dioxid de carbon, venele conțin oxigen. Și apoi sângele este adus în atriul stâng de către venele pulmonare, de unde va cobor în ventricul și se reia ciclul. Respectiv, marea circulație va începe din nou, sângele pleacă apoi în tot corpul. Aceasta este schema lecției, sistemul circulator la om și inima. Rețineți, sistemul circulator este format din inimă și din vasele de sânge. Inima este situată în cavitatea toracică, între plămâni. Este formată din 4 camere, 2 atrii partea superioară, 2 ventricule în partea inferioară. Mușchiul inimii se numește miocard, este mai gros în ventriculul stâng pentru că de acolo pornește artera aortă și partea dreaptă a inimii este complet separată de partea stângă printr-un sept, un perete. Iar atriile și ventriculele sunt separate prin valve bicuspidă în partea stângă, tricuspidă în partea dreaptă și valve semilunare la baza arterei aorte și arterei pulmonare. Inima pompează sânge în vase de sânge, care sunt artere care pleacă de la inimă, conțin sânge cu oxigen. Da? Pereții conțin fibre musculare și fibre elastice, pentru că ei trebuie să se dilate. Apoi, artere cu diametru din ce în ce mai mic, arteriole, apoi capilare, cele mai subțiri vase de sânge, unde se realizează schimburile de nutrimente și gaze respiratorii. Apoi, sângele cu dioxid de carbon se adună în venule, vene de diametru mic și vene. Venele sunt vase de sânge care întorc sângele la inimă, vena cavă, inferioară și superioară, și ele de asemenea prezintă un strat muscular bine dezvoltat pentru a asigura circulația sângelui ascendent, adică împotriva forței gravitaționale.
și de aceea prezintă și valvule care se închid și previn întoarcerea sângelui. Circulația este dublă, două circuite. Marea circulație începe în ventriculul stâng, se termină în atriul drept. Astfel, în ventriculul stâng pleacă sânge cu oxigen și nutrimente prin artera aortă, artere, arteriole, capilare. Ajunge la celule, se face schimbul de oxigen, este preluat dioxidul de carbon și produși reziduali și sunt transportați prin venule, vene și vena cavă care se întoarce în atriu drept. Apoi începe mica circulație, sângele coboară din atriu drept în ventriculul drept și începe. Sângele este pompat în artere pulmonare, artere cu dioxid de carbon, ajunge la plămâni, este cedat CO2-ul, că noi eliminăm, expirăm dioxidul de carbon și este preluat oxigenul din aer pe care îl inspirăm din alveole. Și sângele acum oxigenat este transportat prin venele pulmonare înapoi la inimă, în atriul stâng. Din atriu sângele va coborâ din nou ventricul și tot așa se repetă ciclul. Aici este o schemă pe care v-am făcut-o eu ca să rețineți mai ușor. Mica circulație, da? Și marea circulație. Marea circulație pleacă din ventricul în artera aortă, în artere arteriole, sânge cu oxigen, ajunge la celule, cedează oxigenul, preia dioxidul de carbon și venule, vene, sângele cu dioxid de carbon, se adună în vena cavă și ajunge în atriul drept. Atriul drept, sângele se duce în ventriculul drept. Sângele circulă într-un singur sens, din atrii în ventricule. Din ventricule este împins în artere. Atriu stâng, ventricul stâng împins în artera aortă. Atriu drept, ventricul drept împins în arterele pulmonare, care conțin sânge cu dioxid de carbon, se duc la plămâni, cedează dioxidul de carbon, preiau oxigenul și se întorc prin vene pulmonare înapoi în inimă la nivelul atriului stâng. Am să vă rog să faceți și voi această schemă în caiete, rețineți mult mai ușor și împreună cu această schemă și, desigur, schema lecției cu principalele caracteristici ale inimii și vaselor de sânge. Dacă vreți, puteți să și desenați inima, rețineți mult mai ușor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, numai bine vă doresc. La revedere!